my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Bună dimineața tuturor, așa cum am promis, m-am trezit azi la ora 6. Victor tot a promis că se trezească cu mine la ora 6 și uitați-vă la dânsul. Victor. Victor, hai să filmăm daily vlog. Nu merg, du-te singur. Da, hai. Hai că te-ai promis că sunteți cu Oli, începem viața nouă de la ora 6 dimineața. Nu mai vrea să uite, gata. De mâine, hai. Ia că tână. Goașa. Am ușa-l trezesc pe Victor și ne ducem afară. Mai întâi bem cafeaua de dimineață. Cafea de dimineață? Da, poftă bun. Mersi. Și am ușa ne ducem afară. Da? Cred că la șeni am văzut cu camera și a scăzut. Ia uite, ăștia-s vlogger, e scurtâi, e preciz. E că acolo e Valea Morilor. Și noi ne ducem să alergăm. Da, facem un cerc în jurul la Valea, la Valea Morilor. Dar viteză sau așa? Nu, așa, încet ușor. Deci mă, să facem un pic de exerciții. Noi am venit acum de afară, am alergat, am făcut un duș și ne pregătim de universitate. Ne-am îmbrăcat în cămaș, frumos. Victor, cum să începe un luni perfect? Să n-ai primit două perechi, normal. Da, nu avem primit două perechi, a trei avem chineză, a patra avem limba engleză. Rămâneți alături cu noi ca să vă arătăm profesoara noastră de chineză și în genere să vă arătăm universitatea în care noi învățăm. Da. Și da. Și tu trebuie să stai, să asculti, să te interesezi. Da, da, nu-i frumos, nu, da. Iaca, universitatea noastră vis-a-vis de clădirea asta, Sky Tower. Aici e emisiunea Jurnal TV. Exact, universitatea noastră. Iaca, pentru cei care nu cred că noi azi n-avem primele două perechi, iaca, anul 2, engleză, chinez, engleză, corean, și primele două perechi noi nu le avem. După asta, chineză și civilizația europeană. Noi că tare mai avem aleac de timp, așa că ne ducem să mâncăm și apă venim la chineză. Ei, ei, aproape. Da. Noi suntem sărași și mâncăm la cantină. Tu ești sărac, el sărac. Că tare glumesc, nouă ne place foarte tare mâncarea de la cantină, e așa. И густой как де каса. Как де каса, коррект. Не адучи аминти де каса. Фин студент, аста и нечесар кате дати, видишь, ца адучи аминти де мънкаря де каса. Да спит студент, аз интелезец. Да. Сам нам спит, пентру ка нас даст баку. Ха-ха-ха. Лармат, тот и бене. Снимай, как это трусы, а ты точно умеешь? Скажи, чтобы подписались на меня, пожалуйста. Это трогательный момент. Мы пропиарим тебя. Давай. Это трогательный... Илюха, ты прям... Ты такой трогательный. Короче. Ну, я мукатша, мы не дышим в университете на переке. Да. Я как колом вали сап и бортшоп. Динтей не дышим на переке, сапас не дышим шла бортшоп. Ну, я шептам, он кому сначала переке, шек, а то винит коллега нас иди класс. Лёва. Лёва. Который Даниэлу кяму, да, порекла Лёва. Деца так... Я кошара в коридор кинезаск. Институт Конфучиус. Харит. Нихао.
Нека, am intrat în clasa noastră de chineză, aici sunt multe calculatoare. Da, say subscribe to me, please. Subscribe. Astea sunt profesoarele noastre de chineză și ele nu prea... Cum? Vorbesc engleză, dar rău, pentru că chineză e tare diferită de engleză. Da, de română, de engleză. Noi vorbim chineză ca cum ele vorbesc română. Da. Noi am terminat perechile și amun, cum am promis, ne ducem la Borciu. Lumea se uită straniu la noi. A fost la cineva în vlog asta cu mă duc la Borciu, dar nu pot să-mi minte la cine. Cine acolo spune, noi mergem acum la Borciu, așa o frază cunoscută. E că nu pot să ne duc aminte cine spune. Cred că e cineva nepopular care nimeni nu a auzit dâns. Ne-a uitat numai noi. Numai noi știm. Dâns cred că-și de atâta. Borciu. Am un fiecare videoblogger de la noi de Moldova trebuie să aibă un gol să fie aici la Borciu. Numai decât. Pentru că trebuie să care ajung aici și ajung la 1 milion de subscriberi. Da, Danu, noroc. Trebuie să dați un like pentru Danu, uitați-vă Danu. Danu, spune că cine intră aici are 1 milion, e drept? De când o să avem și noi 1 milion? Doar de cu singură persoană a fost așa. Da, eu și a doua, da, noi și a doua. Colțunaș cu dispoziție. În sfârșit am ajuns acasă. Hai, scuze. Ne întâmpină mâța noastră. Mona. Mona, salut, Mona. Oh, și papagalul. Goșa. Mincaș. Goșa. Bravo, băiatu, bravo. Bravo. E că ești pipat, e locul lui preferat. Ia, muș, hai, du-te. Du-te acolo. Nu vreau, vreau să vii la mine. Bravo, măi. Mona. Nu deșterni asta. Uf, și iubesc eu pe Mona asta. Mona, după, stoi, după. Nu. Vedeți cum mă pupă, mă iubești și eu pe mine. Mona. Hello, darkness, my old friend. I've come. Până acum am montat video vreo câteva ore, acum ne s-a făcut foame și vrem să ne ducem la magazin. Ne luăm pe neborturile și ne ducem să mai filmăm încă un pic pe afară. Și ca să nu apară întrebări în legătură cu aceste foi, astăzi noi așa învățăm chineză mai ușor. Iată, ieroglifele este în... Da, sunt complicate pentru voi. Pentru noi. Și pentru noi, da. Am ieșit cu peniborduri afară și ne ducem la magazin să ne cumpărăm de mâncare. Că ni s-a făcut foame deja, e sara. Foamiță. Foame. Noi suntem lenoși că ești pe stație cu autobus. Noi suntem prea lenoși că să mergem o stație la deal pe jos. Așa că venim cu trolebusul și la Valea să ne ducem cu peniborduri. Da. They see me rolling, they hating. N-am dubit normal să filmăm niște cadre de-am venit și ne-a spus că nu se poate filmat, e și ni. Dacă tare magazin se poate filmat, în Constituție scrie că se poate filmat. Da, trebuie să uităm și să spunem dacă poate. Odată îți venim cu Constituția și să le dăm în bot. În față. În bot. Hai. Am făcut am o comparator și ne ducem acasă. Ei să descoperi apă, pentru că nu avem apă acasă. De băut și cola să iei, cred că. E undeva acolo în spate. Am ajuns acasă.
Am venit acum de la magazin, am pornit să facem mâncare, acum și o să mâncăm. Vă mulțumesc foarte mult că ați vizionat acest vlog. Pe viitor mă voi strui să fac și mai interesant, și mai vesel, să ne ducem prin diferite locuri, așa că nu uitați să vă abonați, cine s-a abonat, și puneți un like. Și totodată scriți, vă rog, în comentarii părerea voastră, întrebări dacă aveți. Eu aș fi bucuros să răspund la toate. Ne vedem mâine! In the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.